central. Restructurarea aparatului de stat, restructurarea regiilor, precum și optimizarea serviciilor publice, reprezintă un alt obiectiv asupra căruia guvernul a lucrat în 2010, dar încă sunt, slavă Domnului, destule de făcut în această direcție. Dacă ne-a găsit criza cu un aparat greoi, un aparat supradimensionat și ineficient, procesele care s-au desfășurat în anul 2010 măcar au meritul că reduc cheltuielile cu acest aparat, în același timp fiind necesară continuarea unui proces de eficientizare și numerică și din punct de vedere al activității în sistemul central și în sistemul local al statului.